și am trecut pe lângă malul Basarabiei, am văzut localitatea Reni, am plâns. Numai că am văzut-o. Basarabia. Mi-a rămas acolo. A rămas ceva. Singura amintire din perioada când am fost foarte mic, cam așa în jur de 3 ani, este casa în care m-am născut, la Prajela, comuna Prajela, județul Soroca, casa parohială. Acolo locuiau bunicii mei. Eu eram mic și mi-amintesc de un câine pe care îl chema Bonzic, cu care mă jucam, un câine mare. Familia Gheorghian a stat la Prajila până când Leonid a împlinit 3 ani. Apoi s-au mutat într-un oraș mai mare, tot în nordul Basarabiei. Tata era avocat și a practicat în niște sate mai mari în Basarabia și după aceea s-a mutat la Bălți ca să-și practice meseria de avocat. Și cum s-a mutat, el a făcut politică în Partidul Național Țărănesc, deci un partid de dreapta, și a promovat repede, a fost prefect de Bălți în anii 31-32. Și cum putea un om mai bine să fie spălat urât decât să-i se atribuie concepția de comunist? Și au scris în ziar că e comunist, că au apărut două articole unul după altul. Ori el era membru unui partid de dreapta, Partidul Național Țărănesc. El și-a cerut demisia la Ministerul de Interne. Și a venit răspunsul, este hârtia asta la dosar, că nu îi se aprobă demisia din postul de prefect. El totuși a demisionat din proprie venință și a demisionat și din Partidul Țărănesc, pentru că nu l-au sprijinit atunci când au apărut articolele astea. Și după aia a precrecat avocatura și a ieșit, avocatura a ieșit mai bine, a câștigat bine. În Bălți, avocatul Gheorghian a construit o casă în care și-a făcut și birou. Leonid a fost singurul copil în familie. Eu am fost dat cu un an mai devreme la școală, la 6 ani și nu la 7, pentru că prelua seria un învățător foarte bun, Popovici Mihail, și tata a vrut să fiu în clasa lui. Părinții au decis că după terminarea școlii primare din Bălți, cel mai bine pentru fiul lor va fi să facă liceul militar român din Chișinău. Am dat examen la liceul militar la Chișinău și acolo am avut o educație foarte severă. Regim de militar, nu? Scolarea la 6, gimnastică, cursuri. Noi aveam 7 ore pe zi, când alte licee aveau 5 ore pe zi. S-au format oameni care s-au ridicat în societate. Sau din clasa noastră numai 4 profesori universitari, 3 generali. Cei care au intrat în armată au ajuns cel puțin până la gradul de colonel. Ingineri, medici, toți au făcut studii superioare. Noi ne întâlnim sau ne întâlneam, că suntem puțini acum, o dată pe an la București, cu toate că suntem răspândiți în toată țara, în toată Europa și în America. O dată pe an veneam, ne întâlneam până acum la bătrânețe, dar am rămas din ce în ce mai puțini. Copilăria i-a fost curmată însă de începutul celui de-al doilea război mondial. Ocupația sovietică din iunie 1940 l-a prins pe Leonid în vacanță, acasă, la Bălți. Noi n-am reușit să plecăm. Motivele exact nu le-am știut, poate tata nu ne le-a spus toate, dar pe vremea aceea a risca să pleci cu un convoi în România. Era într-adevăr un risc. Tata a fost arestat repede și băgat la pușcărie. Ni s-a naționalizat casa, ne-a dat afară din casă și ne-a lăsat o cameră mică în care era sala de așteptare a tatălui meu, care avea cabinet de avocatură. Pentru aia plăteam și chirie, deși mama nu lucra. Puteam plăti chiria și să ne întreținem din lucrurile care le vindea mama. Lingerie bună, farfurii, bijuterii, covoare, ceas, n-aveau rușe ceasuri pe vremea aia, cum se cade. Tatălui Leonid a stat la pușcărie câteva luni, iar în februarie 1941 sovieticii l-au eliberat. De ce i-a dat drumul, vă pot spune. Tata, când a fost acuzat de comunism, a fost în ziare publicat articole. Titlul Lumea zice că
tata a păstrat ziarele astea și a putut transmite mamei, adă-le, te rog, la închisoare ziarele astea. Și mama le-a adus. Probabil i-a impresionat, păi, uite mă, noi l-am arestat, dar el e cam comunist. Au fost, ce a aflat tata mai târziu, dosarele trimise la Moscova, era NKVD pe vremea aia, și s-a întors cu răspunsul să fie eliberat cu o anumită condiție. Condiția am aflat-o mai târziu. Noi ne-am mirat, deci am putut pleca. Nu puteai să pleci. Nu puteai să pleci. Cine a plecat până în 40, da, dar pe aia nu. El a fost recrutat de ruși, fiind comunist, să fie spionul lor în România. Și tata, un foarte iscusit, a acceptat. Nu ca să accepte, dar ca să știe că asta era salvarea noastră. Altfel, atât el cât mama și eu ne-ar fi putrezit până acum ciolanele în Siberia. Imediat după eliberarea tatălui, au plecat în România. La graniță, avocatul a fost interogat de ofițerii români. Lui acolo am aflat mai târziu și după moartea lui, de la un unchi. I s-a propus să lucreze. Tata a spus, i-am dat drumul că m-au recrutat spion, eu viu aici să spioneze. Eu n-am să fac, dar ca să știți de ce mi-au dat drumul. Și el l-au recrutat în serviciul de informații interne, în domeniul de contraspionaj împotriva spionajului sovietic. Greșeala enormă care a avut-o el este că atunci când comuniștii au luat puterea în România, el n-a plecat din țară, cu sau fără familie, că trebuia să știe ce l-așteaptă. Și au fost toți arestați. Ce s-a întâmplat cu alții, nu știu. Dar tata, după... Eu eram student în anul 4, a fost arestat și după 7-8 zile a primit o telegramă că este mort la Spitalul Central, l-a omorât în închisoare. Viața a continuat. Împreună cu mama sa, Leonid a stat la Timișoara, unde a reușit să facă medicina. Eu am fost utemist. Uniunea Tineretului Munciteresc. Și a venit un ordin de sus, basarabenii vor fi excluși toți din UTM. Și ne-a exclus. Rău nu era, dar era o tinichea legată de coadă. Și noi am scăpat încă ieftin în anul nostru. Colegii noștri au fost, ok, te chema din ședință, sala mare, eram 600 în sală, în amfiteatru. Câte unul ne chema, dădeam carnetul de utemis la birou, la prezidiu, plecam, așa am plecat toți. Dar în alți ani, nu în anul nostru, noi am avut colegi de treabă, i-au huiduit când au plecat din sală. Adică basarabeanul își dădea carnetul. Ieșea în huiduiel din sală. Astea au fost vremuri. Apoi s-a mutat la Câmpina. Aici Leonid s-a căsătorit pentru prima oară, însă în scurt timp a divorțat. În 1957 se căsătorește a doua oară, cu Verona. Familia se mută la București și Leonid este angajat medic de familie. Câțiva ani mai târziu, i s-a propus un loc de muncă la Uniunea Societăților de Științe Medicale. Aici s-a specializat ca medic radiolog. Familia Gheorghian o ducea bine la București. Păreau fericiți împreună cu fiica lor, Oana, dar ceva nu mergea. Tot ce s-a întâmplat cu calitatea mea de basarabian, ce s-a întâmplat cu tata, atmosfera care era în unele cercuri de... chiar români, din păcate, care îi vorbeau de rău pe basarabeni, nu te simțeai bine. Nu mai suportam. Prindeam televizorul, știrile. Apărea Ceaușescu și 20 de minute se vorbea numai pe el. Cum se întorcea, ce însemnează, ce a vizitat. Mă scota de pe pencheția asta. Și odată eram pe stradă, trecea convoiul lui Ceaușescu cu mașini, lumea stătea și aplauda și m-am întors cu spatele spre stradă. Scârbit. Și lângă mine un prieten, o rudă prin Leonid, deci nebun, m-am întors. Stai așa cu minte, trece ceau. Asta e situația care n-am suportat-o acolo și m-am gândit, nu mai stau. Gândul de a părăsi România nu îi lăsa. Au decis că Germania e țara cea mai potrivită pentru ei. În Germania aveam prieteni nemți care au locuit în blocul nostru la București, unde locuiam noi, cu care eram foarte buni prieteni. Era anul 1979. Își făcuseră și un plan de evadare. Tot ce le trebuia era o viză de călătorie pe care, într-un final, au obținut-o. Am luat viză prin Ungaria, Austria, Germania, Franța, ca să nu pară suspect. Și ne-am oprit în Germania. Și am cerut azil. Nu ne-am mai întors. Fica lor rămăsese în România, însă părinții erau siguri că o vor recupera. Toți care plecau în vest
și aveau copii minori, își luau copiii fără problemă, în câteva luni făceau formalități și își primeau copiii. Deci nu știam că Oana o să... Până și Oana știa. Oana nu știa că rămânem, dar bănuia ceva și mama îi spune, mama mea, bunica ei, deci Oana, nu fi necăjită că nu te-a luat și pe tine. Nu se putea. Pentru că trebuie o garanție că ei se întorc și au un copil aici. Ce contează că au un copil, Oana de 12 ani? Prin Crucea Roșie iau toți copiii. Până și Oana știa că se poate. Oana a ajuns în Germania peste câteva luni. Timp de jumătate de an, întreaga familie a învățat limba germană. Apoi, Oana a mers la școală, iar Verona și Leonid și-au găsit locuri de muncă. Leonid a lucrat în calitate de medic radiolog până în anul 1995, când s-a pensionat. Nu pot să spun că nu m-a iubit România. A fost regimul care nu m-a iubit pe mine, nu România. România e una, comunismul e altceva. Cu nemții te împrietenești greu, așa ca cu ardelenii în România. Greu. Dar când te-ai împrietenit, este un prieten pe care te poți baza. Este patria noastră adoptivă. Iar în România sunt rădăcinile noastre. Iar în Basarabia, și mai multe și mai puternice rădăcini.